Aceasta a fost una dintre cele mai importante hotărâri luate de Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Satu Mare în ședința de marți după amiază. De asemenea, s-a decis ca returul campionatului Ligia 5 a 2013-2014 să înceapă la data de 23 martie și să se încheie de ziua copilului pe iunie. Jocurile din optimile de finale ale Cupei României, ediția 2013-2014, vor fi programate la data de 9 aprilie 2014, iar finala se va desfășura în cuplaj cu finala Ligia 4, -a, în cazul în care în cele două finale nu este implicată aceeași Chipă. Perioada de transferuri se va încheia cu 48 de ore înaintea datei reluării Ligia 4, respectiv Ligia 5. În Liga 4 de seniori sunt considerați cadeți jucătorii născuți după 1 ianuarie 1991, iar juniori jucătorii născuți după 1 ianuarie 1994. La Liga 5 sunt considerați juniori jucătorii născuți după 1 ianuarie 1994. În Liga 4 de juniori au 1 au drept de joc jucătorii născuți după 1 ianuarie 1995. Componența comisiilor din cadrul AJF Satu -Mare va fi definitivată la data de 10 martie 2014 când va avea loc următoarea ședință a Comitetului Executiv.